Pentru a da țesutul adipos jos, evităm carbohidrații seara. Asta este regula pe care funcționează pacienții mei și realmente chiar funcționează. Sunt două țesuturi complet diferite. Grăsimea este în grăsime, musculatura este în musculatură. Nu putem transforma țesut adipos în țesut muscular și aș vrea un pic să le luăm pe rând. Să putem transforma grăsimea în mușchi, avem nevoie de două chestii, să reducem țesutul adipos și să-l creștem pe cel muscular. Și aici vreau să vorbesc despre cum putem reduce țesutul adipos și apoi cum putem crește masa musculară. Pe cântarul inteligent, apropo, noi facem fișa de cântar înainte de fiecare consultație, ador chestia asta, să urmăresc în dinamică fișile de cântar, să văd acolo cum scade linia de procent de țesut adipos și cum crește linia de țesut muscular. Ador să fac asta și chiar pacienții mei sunt super încântați de win-ul ăsta, ca să spun așa. Sunt acele tipuri de exerciții care sunt benefice, sunt foarte bune pentru a reduce procentul de țesut adipos. Aici se numără alergatul, mersul, înotul, exerciții care necesită o izotonie cât mai accentuată. Izotonie ce înseamnă? Înseamnă exercițiile fizice în care tensiunea musculară este constantă, dar diferă lungimea. Mușchiul se contractă. Ok? Hai să mergem și în varianta 2, în care vreau să discutăm un pic despre cum putem crește masa musculară. Exercițiile pentru a scade procentul de țesut adipos, cum am spus mai devreme, înot, mers și alergat, ca și intensitate medie și ca durată cam 30 de minute, dar iarăși, cheia succesului în acest proces este recurența. Degeaba alergăm noi o zi întreagă pe săptămână, este mult mai benefic când împărțim, de exemplu, 5 zile pe săptămână, 30 de minute în fiecare zi. Este o foarte, foarte mare diferență. Un plan alimentar pentru acest scop va fi reprezentat în principal din alimente care conțin cât mai puțină grăsime, multe legume și mult pește. Am observat că ne reduc nouă cantitatea de țesut adipos. Și carbohidrații trebuie împărțiți iarăși pe cele 3 mese, în principal dimineața și la prânz. Pentru a da țesutul adipos jos, evităm carbohidrații seara. Asta este regula pe care funcționează pacienții mei și realmente chiar funcționează. Acum că am scăzut țesutul adipos, hai să-l creștem pe cel muscular. Și aici vreau să încep prin a spune că exercițiile fizice nu mai sunt asemenea celor care sunt sedate pentru a da grăsimea jos, ci aici sunt reprezentate de weightlifting, înseamnă exercițiile acelea în sală, ridicarea de greutăți, aceste exerciții sunt benefice pentru hipertrofia musculară. Pe plan alimentar, vreau să vorbim un pic despre dieta hiperproteică. Este mandatorie în creșterea compartimentului de țesut muscular. Din punctul meu de vedere, dacă e să dau și o valoare, să fiu mai exact, 1,6 grame de proteine pe kilogram corp. Am observat eu din experiență că ar duce la creșterea masei musculare. Pentru bărbați, 1,6 kg de proteină pe kilogram corp, la femei undeva pe la 1,4. Ca să putem obține o creștere a masei musculare, este clar că trebuie să suplimentăm proteina și trebuie să umblăm și pe parte de carbohidrați și pe parte de calorii. Caloriile trebuie clar crescute pentru că nu o să mai mergem la fel ca început ca să dăm țesutul adipos jos pe un deficit caloric și trebuie crescută și cantitatea de carbohidrați și ar trebui să introducem și seara, eventual să mâncăm carbohidrați rapizi după antrenament, pentru că acești carbohidrați rapizi au rolul de a reface imediat depozitele arse în timpul antrenamentului. După antrenament, recomand un shake proteic sau nu neapărat pudră proteică, ci o masă mai bogată în proteină, pentru că mușchiul trebuie susținut. E ca și cum te duci la alergat și ți-e sete. Ți-e sete, dă-i corpului de ce are nevoie. Așa cum te duci la sală și ai făcut antrenament cu greutăți, dă-i mușchiului hrana de după antrenament, hrana de care are nevoie, ca să își refacă activitatea.
dacă vrei să slăbești și te gândești ce să mănânci după antrenament, aici, din punctul meu de vedere, aș împărți în două părți. Dacă antrenamentul este seara, îți recomand să nu faci foarte târziu antrenamentul, astfel încât să se facă foame și să facă 10 seara și să nu știi ce mănânci, dar totuși există soluții și pentru varianta asta, niște legume cu o brânză slabă de vaci sau niște legume cu un pește alb, sau dacă faci antrenamentul după amiaza, ai alergat în timpul zilei, în mijlocul zilei, îți recomand să introduci în masă și o sursă de carbohidrat, pentru că el nu trebuie să lipsească din alimentația noastră, că este vorba de o masă de prânz. După ce alergăm, corpul nostru începe să ne dea așa semnale, dăm să mănânc, mai folosit, dăm să mănânc, și ideal să facem masa cât mai corectă. Seara, dacă este vorba despre slăbit, seara să nu introducem carbohidrați la cină și la prânz, ideal să fie carbohidrați, proteină cu legume. Antrenamentele cardio pe stomacul gol sunt benefice dimineața pentru că ne activează metabolismul mai din timp și arderea caloriilor implicit va fi mai intensă. Nu sunt în total de acord cu metoda asta. Eu sunt pe principiu că să facem lucrurile așa cum trebuie, să mâncăm, să facem antrenament, să dormim, să bem apă, să ne trezim a doua zi, mâncăm, facem antrenament, bem apă. Am un pacient care într-o perioadă de 4 luni de zile am reușit să dăm jos cam 13 kg și procentul de țesut adipos l-am redus de la 25, nu mai amintesc exact la sută, la 18%, ceea ce este un mare win pentru mine și pentru pacient, având în vedere că ne-am focusat doar pe chestia asta, doar pe a da țesutul adipos jos cât mai mult. Acum că ne-am atins ținta, procentul de țesut adipos pe care îl dorea pacientul, urmează să facem și creșterea în masă musculară, implicit am umblat pe toate domeniile, ca să spun așa, pe alimentație, pe planul de antrenament, pe proteine foarte importante, pe carbohidrați, iarăși i-am reconsiderat, și pe somn. Este foarte important somnul pentru refacerea musculară. Deci cumva sunt două procese total diferite și din toate punctele de vedere. Dacă e să vorbim despre pus masă musculară, bărbații sunt clar în avantaj și aici găsesc două motive. Secreția de testosteron, care implicit are un avantaj în a pune masă musculară, dar și secreția de estrogen și progesteron la femei. Din păcate, acești doi hormoni au predispoziția de a atrage mai mult țesut adipos în organism și cu predilecție îl pune în jurul abdomenului și coapselor. Hai să spun și un secret acum, sportivi de performanță care fac culturism și se duc la acele prezentări în care se vede absolut orice fibră musculară, din păcate nu este sănătos, sunt foarte deshidratați și nu au mâncat de ceva timp pentru a arăta în forma aia. Imediat după acea prezentare a corpului, începe să-și refacă depozitele de glicogen, beau apă, cumva să revină la starea inițială. Este mai greu să faci un six-pack la femei, având în vedere secreția de estrogen și progesteron, care din păcate sunt în defavoarea lor. Primul lucru la care apelez este rata metabolică. Vreau să-ți măsori rata metabolică, să știu câte calorii arde corpul tău. Știindu-ți caloriile, poți să fac un plan alimentar personalizat pentru tine, pe caloriile necesare, cu un mic deficit pentru a da în jos procentul de țesut adipos, ne atingem ținta de kilograme, apoi urmează planul de creștere în masă musculară, în care planul alimentar și carbohidrații și proteinele se reconsideră și planul de mișcare tot așa se reconsideră, urmând ca în final să ne atingem scopul.